O fată cu minte, silitoare și foarte respectoasă, dar abătută, așa a cunoscut-o pe Violeta în clasa 5-a, diriginta ei. Tristețea din privirea fetiței era cauzată de lipsa tatălui plecat la muncă în străinătate. O elevă foarte cu minte și silitoare. Era un pic tristă că tatăl ei era plecat în străinătate și aștepta cu bucurie ca să vină sărbătorile de Crăciun, nu Crăciunul acesta, celălalt, ca să se întâlnească cu tatăl ei și nenorocirea a făcut că s-a îmbolnăvit, tatăl ei a venit. Din păcate, întoarcerea tatălui său acasă nu i-a adus zâmbetul pe buze, deoarece cu puțin timp înainte a aflat cumplita veste. Pe organismul său a pus stăpânire o formă de cancer renal, pe care, după prima intervenție, Violeta părea că l-a învins. Totul a decurs bine până într-o zi, când, aflată la controlul de rutină, medicii au rămas înmărmuriți. Boala a recidivat, iar în România nimeni nu i-a mai acordat nicio șansă. Speranța a venit de la o clinică din Italia, acolo unde Violeta se află în acest moment. Sperăm să învingă boala. E un copil totuși, e tânără și trebuie să fie puternică, mai ales că a mai învins odată. Costurile tratamentului sunt însă mult prea mari comparativ cu situația financiară a familiei. Pentru a-i veni în ajutor, colegii săi vor organiza duminică un sprint umanitar. Alergăm pentru Violeta. Taxa de înscriere este de 5 lei pentru copii, de la 8 până la 18 ani, iar pentru adulți taxa este de 10 lei. Traseul acestui sprint va fi între magazinul Oltu, fostul magazin Oltu, și poștă sau fântâna Speranței. Cei care doresc să se înscrie au la dispoziție 3 zile pentru a contacta reprezentanții liceului. Înscrierile la sprint vor avea loc mâine, tot în fața Fântânii Speranței, între orele 13-21, și de asemenea se pot înscrie și pe esplanadă, sâmbătă și duminică, la standul nostru cu obiecte handmade, tot pentru Violeta, sau cine dorește, chiar înainte de competiție, duminică, cu o jumătate de oră, deci la 17:30 îi așteptăm în fața magazinului Oltu să se înscrie. Împreună îi putem reda speranța la viață Violetei, cea care ne așteaptă la linia de start duminică la ora 18:00.